Farul reușește să câștige în prima manșă în compania celor de la HJK Helsinki, goluri frumoase marcate de Rivaldinho și Mihai Popescu, dar parcă omul serii a fost pasatorul decisiv de la cele două goluri, Constantin Budescu. De acord, dacă ne uităm așa doar în teren la jucători, însă eu zic că omul serii a fost și Hagi, pentru că după o repriză slabă, o primă repriză slabă, chiar și de recunoscută, că au fost la pământ, n-au jucat nimic, a fost o echipă ruptă, am fost prima repriză. În repriza a doua, intervențiile probabil la pauză, până ce indicații a dat, echipa a avut alt joc, altă atitudine și sigur, a fost și două realizări datorită lui Budescu, pentru că este un servant de excepție în fotbalul românesc, s-a și câștigat. Ce surprinde în continuare, mă rog, poate nu mai surprinde acum, aceste fluctuații în jocul Farului, și aici nu mă refer de la rezultate, mă refer la jocul în sine, pentru că sunt foarte multe jocuri în această perioadă, ei au făcut în timp o repriză bună, una slabă, în timpul aceluia joc. Și e neplăcut, s-a ajuns la situația asta, dovadă și la Tiraspol în primul joc, da, prima repriză, chiar dacă 1-0 au avut și eu stația marcată, a fost echilibrizată, au căzut total. Apoi, în campionat, la fel, multe jocuri în care o repriză bună, una slabă sau invers. Aici zic că Hagi, probabil, lotul care l-are, mă gândesc că nu e chiar pentru două competiții, fapt recunoscut și de el. Deci, o victorie importantă, o victorie importantă, ținând seama acum și faptul că nu mai contează golul în deplasare decât la Nu contează mai mult decât un gol? Un gol marcat. Deci acest 2-1 înseamnă 1-0 pe timpurile trecute. Pe vremuri, da. Un gol în deplasare conta mai mult decât un gol. Da. Deci asta e un lucru bun. Eu spun că nu este o echipă care să aibă mai multe șanse decât Farul. Aici, la acest joc, eu zic că returul pleacă tot de la 50% șanse pentru fiecare echipă. Chiar dacă Farul a câștigat primul joc, joacă finlandezii acasă, deși ultimul joc acasă au pierdut Karabakh. Nu sunt o echipă de neînvins. Acum să vedem, să sperăm că acest teren sintetic 100% cum e la Helsinki, sperăm că nu îi va incomoda pe băieții la Constanța foarte mult și vor avea puterea să treacă peste acest handicap. Felul în care a jucat Budescu în această partidă și în general de când a venit la Farul arată și o greșeală a felului în care a administrat cazul Budescu cei de la Petrolul? Da, probabil că nu s-a simțit bine acolo. El este Budescu, un jucător atipic. Eu am lucrat cu el. Contează foarte mult, sufletul la el. Și în momentul ăsta el se simte foarte bine. Sufletul lui era la Ploiești, că acolo și-a început cariera. De-aia și mers acolo și anunțat că am venit la Ploiești, de aici mă retrag, dar probabil cei de la Ploiești n-au înțeles această sensibilitate care o are el vis-a-vis de modul cum e tratat. El este un om în regulă, un băiat în regulă, un fotbalist în regulă. Nu e niciodată, să zic așa, un lider sindical în vestiar, să găsească probleme, sau întotdeauna a fost mereu împăciuitor și la relația conducere jucătorilor, a fost capitan de echipă mulți ani. Deci el este un jucător care să poate vorbi cu el, să poate, la un dat chiar negocia cu el în anumite situații, dar probabil la Ploiești așa au înțeles ei să-l trateze. Acum, sigur, el încă nu este la forma care era Budescu în câțiva ani, dar iată că la Farul... Are și 34. Da, la Farul l-ajută foarte mult pe Hagi și probabil ce mai nu am mai spus în emisiune aici, dacă zic că Hagi va ajunge cu el la un consens la un moment dat și să joace în anumite meciuri, să nu mai fie obligat să-i dea la 3 zile, 4 zile un joc. Eu sper să se califice, le doresc să califice. El nu va putea duce în toamna asta și joia în conferință în grupe și duminica în campionat. Va trebui să aleagă Hagi momentele când joacă, când nu joacă. Dar nu, e un câștig pentru Hagi, a plecat și Alibek, e un câștig pentru el. Și, într-adevăr, dacă rămânea și Alibek, eu spun că erau calificați în grupe. Cu Alibek și Budescu în teren, cu Luis Munteanu sau Mazirul lângă ei. Cam arogantă, cam desprinsă de realitate această declarație pe care a oferit-o Florin Pârvu atunci când Budescu a plecat. Antrenorul Petrolului a spus că nu e nimic important, nu e nicio chestiune dacă pleacă Budescu. Acum că vedem că Budescu este esențial pentru campioana României. Și Florin Pârvu a fost la un meci să plece. Dacă nu câștiga jocul cu Farul, Florin Pârvu era fără echipa azi, probabil. Dar eu zic că la fel de important va fi și când va pleca el de la echipă. Vezi, asta este
mulți antrenori nu înțeleg, Hagi aici aproape reușește, aduce jucători care nu mai spun nimic la un moment dat pe unde joacă și încearcă să-i resusciteze, să-i ajute. Inclusiv marcatorii de ieri, Rivaldinho și Popescu. Rivaldinho a fost concediat de Universitatea Craiova. Da, Popescu în acest nu și-a găsit locul. Mihai Popescu. El a știut de când juca pe la Călăraș, pe la Berceni, era jucătorul Dinamo, când avea Dinamo satelit la Berceni. Și niciodată n-a așa. Aici se pare că se simte bine. Este un mediu, eu știu, bun pentru anumit și pentru performanță, totuși, la Constanța. Hagi, în ceea ce face el, chiar dacă are momente pe marginea terenului când e foarte agitat, transmite și mesaje mai dure către unii jucători, dar probabil că toți îl iubesc, îl apreciază, îl respectă în ce a fost el ca jucător și uite că reușește să... Ar fi o împlinire, ar fi fantastic dacă ar merge în grupe. Îl salutăm acum și pe Grigore Cartianu, jurnalist la ziariștii.com. Salut, Grigore! Bună, vă salut! Noi discutam aici, în contextul meciului pe care l-a disputat Farul în compania celor de la HJK Helsinki, despre Budescu, cel care a fost omul orchestră în acest meci. Crezi că Budescu ar putea fi, ar merita să fie convocat la echipa națională? Budescu poate orice. De la uneori de la disprețul public până la ai se face statuie. Aseară a avut, de exemplu, o execuție, aceea când a trimis în bară, pe lângă pase de gol și alte lucruri, domnule, execuția era execuția săptămânii în toată Europa, fotbal european. Acea piruietă cu spatele la poartă și lovirea mingii, cum a fost extraordinară, dacă era o palmă mai spre interior, era și gol, dar oricum a fost fenomenal. Dar mie mi se pare că atunci când vorbim de Budescu, vorbim de Hagi. Da? Pentru că Budescu nu mai era. Budescu nu juca la Petrolul, care echipă totuși mai de pluton. Acum e în față Petrolul, dar în general echipă de play-out totuși. Bun. Hagi arată ca și în cazul lui Alibek, îl luase cumva eșuat pe Alibek. Ca și în alte cazuri, multe alte cazuri. Inclusiv țineți minte cum juca Yanis Hagi la Farul. Extraordinar, că au luat prima de titlul. Și mulți alți jucători pe care fie i-a avut și i-a vândut, i-a readus, că unul au mers, n-au mai făcut treabă. Uitați-vă că la el jumătate din echipă sunt, ghilimele, repatriați, adică readuși. Și Nedelcu a fost plecat, și Vâna a fost plecat, și mulți, și Larie, și mulți au fost plecați. Și Luis Munteanu, pe la Fiorentina. Și Băluță. Și sunt mulți care au avut acest traseu. Ei bine, ăștia doi care pe vremuri au luat titlul cu Astra, Alibek și Budescu, au stofă de fotbaliști, dar și dar sunt și jucători foarte dificili, foarte capricioși. Mai ales Alibek e greu de strunit. Țineți minte cum punea el mâinile în șol la fiecare și când era la FCSB. Dacă nu primea o pasădură, punea mâinile în șol și se rățea fie la coechipier, fie la arbitru, fie la suporteri, fie la adversari. O atâlnire de asta neproșoristă. Ei, la Hagi n-a mai făcut treaba asta. Pe lângă faptul că Hagi i-a dat jos câteva kilograme, la Hagi n-a făcut treaba asta. Și culmea e că la Hagi n-a dat contract nici pe o treime cât avea la FCSB. N-a dat bani. Dar Hagi a fost deștept și a spus: măi, Denis, dacă tu mă asculți, uite, semnez contract, eu nu-ți dau mulți bani, că n-am mulți bani, dar împreună facem performanță, tu ai stofă să faci mare performanță, și vei pleca, uite, îți dau, punem în contract clauză că atunci când ai ofertă din străinătate, el a venit prin Turcia înapoi, Alibek. Așa. Era în rezervă și pe acolo, nu mai juca pe la o echipă de partea a doua clasamentului. L-a dus și într-adevăr a pus clauza asta. Și tu vei pleca pe contract foarte frumos în străinătate, dacă mă asculți, și vei recupera și când ai câștigat aici. Ai câștigi glorie și performanțe. Și îți crește cota și afară vei câștiga. Acum câștigă pe la Arabic, cu vei, nu știu pe unde. Câștigă un milion de euro pe lună, pe an, sau 1.200.000 pe an. Deci face bani Alibek pentru că l-a ascultat pe Hagi. Budescu va avea aceeași traiectorie. Budescu are o calitate tehnică rar întâlnită. Nu cred că am avut în ultimii 10 ani 5 jucători cu așa stofă tehnică. E jucătorul care marchează gol de la vestiar. Dăm poarta goală, într-adevăr, de la vestiar. Au din spatele porții cu 7 metri, din spatele porții. Îi dă un efect mingii, devine perfect în poartă. E jucătorul care marchează din corner, dacă nu ești atent. Vine cu o parabolă de aia, cu o boltă de aia, care pică așa din cer. Ați văzut ce pase pune, ați văzut ce centrări pune, ce șuturi de la poartă. Dacă Hagi reușește
să-l țină pe Budescu la nivel ridicat și tot mai ridicat 6 luni, Budescu pleacă și el pe contract de 1,5 milioane afară liniștit pe la arabi sau pe la chinezi sau pe undeva. Dar apropo de echipa națională, da, se poate lua în calcul Budescu dacă e în formă foarte bună și are execuții, chiar ai nevoie într-un meci. Chiar dacă nu e el jucătorul să facă fază dublă, să facă pressing în jumatea proprie și astea. Dar pe atac acolo ai nevoie de jucători, de creativitate, jucători care scot ceva din joben. Dar atunci când echipa arată lipsă de inspirație, dom'le, vine ăsta cu ceva, dă 3 pase greșite, dar a patra e de gol, să zic așa. Dă 3 șuturi, nu știu cum, dar al patrulea e în vincul sau lângă bară.